Casa Verona, mâncare bună ca la mama acasă. Cele mai mari porții din oraș le găsești aici, la Casa Verona, în Bistrița, Piața Mică, numărul 18. Te așteptăm zilnic cu mâncare bună și gustoasă, de la micul dejun, la ciorbe, fripturi și garnituri de tot felul, paste, pizza și deserturi la alegere. Avem pentru tine și mâncare de post. Dacă nu poți veni la noi, venim noi la tine. Intră pe takeaway.com și alege din meniu tot ce îți place, iar comanda ta va ajunge repede la tine. Transportul este gratuit. Comenzi la telefon 0263 211 530 sau 0725 837 662. Program de funcționare de luni între 12 și 21, iar de marți până duminică între 9 și 21. Casa Verona, mâncare bună ca la mama acasă. Societatea Frasinul susține binele pentru comunitate la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Bună ziua, sunt Larionesi Daniel, inginer de drumuri la firma SC Frasinul SRL. Ne aflăm la intersecția dintre drumul european E58 și drumul județean DJ172, Cociu-Mocod, Mocod-Zagra. Drumul județean are o lungime de 24 de kilometri. Structura rutieră existentă s-a frezat, după care s-a venit cu aport de piatră reciclată în situ cu liant hidraulic, după care cele două straturi de asfalt, stratul de BA de 22,4 de 6 cm și stratul de BA 16 de 4 cm la o viteză de proiectare de 60 de km pe oră. Ne aflăm la una dintre bazele noastre, unde s-a realizat o investiție de 1,5 milioane de euro, o stație de asfalt Aman Global 160 și o instalație de producere a emulsiei bituminoase. Bună seara, dragi ascultători! Bine ați venit la emisiunea Afaceri, Oameni și Valori de astăzi, miercuri, 19 ianuarie 2022. Bună seara și vă mulțumim că sunteți alături de noi la Radio de Bine. În această seară l-avem invitat pe Daniel Larionesi, un tânăr antreprenor, dar în același timp inginer de drumuri la societatea Frasinul SRL, de fapt în grupul de firme Frasinul. Bine ai venit, Daniel! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! O mare plăcere din partea noastră și așa, ca să începem abrupt, că timpul este scurt și vreau să acoperim cât de mult putem, te rog să te prezinți un pic, în sensul, te prezinți, să nu începem la școala generală, dar măcar liceul și facultatea. Spune-ne un pic câteva vorbe. Bună seara încă o dată. Este prima emisiune de acest gen, poate să am emoții sau ceva, dar trecem peste ele. Mă numesc Larionesi Traian Daniel, am 26 de ani. Am făcut liceul la St. George's Boys, liceul Solomon Haliță, profil Mate Info, 4 ani de zile la St. George's, după care am mers la Cluj la Universitatea Tehnică, la Facultatea de Construcții și am terminat secția CFDP, Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Drumuri și Poduri, da. Care a durat 5 ani, nu? Da. După aceea fac ceea ce îmi place. Îmi place meseria mea, îmi place ceea ce fac. M-am întors cu drag în business-urile familiei și de 3 ani de zile lucrez la firma Frasinul. Sunt angajat ca inginer de drumuri și poduri la firma Frasinul, plus alte afaceri. Cum te-a mai multe lucruri în paralel, ca să zicem așa. Alte afaceri antreprenoriale ale tale de data asta, da? Deci, în plus față de ceea ce lucrezi pentru grupul de firme al familiei voastre, ai și aceste mici afaceri antreprenoriale despre care o să le amintim pe parcursul emisiunii noastre. Spune-mi, te rog, cum te-a convins domnul președinte Traian Larionesi să te întorci în firma? M-am întors cu drag. Tatăl meu, de la
13, 14, 15 ani, de la 14 ani cam așa, vara mergeam la lucru, m-am învățat în vacanță de vară, munceam, îmi spunea el că e importantă munca și că facem educația prin muncă, îmi spunea așa. Și am crescut pe lângă firmă, cu muncitorii, cu membrii familiei, cu unchii mei. Practic, tu... Mergeam vara și munceam și... Practic, tu te cam confunzi cu istoria companiei, că ea este înființată în 1999, prima dintre ele, Frasinul, nu? Da. Tu te-ai născut în 95, deci aveai 4-5 ani când deja au demarat activitățile, inițial de exploatare și debitare lemn, și ulterior și construcții. Chiar te rog aici să ne faci meu o scurtă istorie a companiei. Firma SC Frasinul s-a înființat în anul 1999 ca domeniul de activitate, exploatare forestieră și debitarea lemnului. Din anul 2007 compania Frasinul a început și mici lucrări de construcții. Până în anul 2015 compania a făcut și lucrări de construcții și exploatare forestieră și debitare, iar din anul 2015 firma SC Frasinul face doar construcții, construcții de drumuri, construcții de poduri, construcții hidrotehnice, construcții industriale și construcții civile. Construcții civile, da. Deci, avem o gamă largă și ne mândrim cu o gamă largă de lucrări. Te întrerup puțin pentru a atrage atenția. Aici și avem... Ce avem aici, da. Parcul auto, cam ce vedem aici este cam 30-40% din 30% din utilaje, pentru că celelalte utilaje sunt în șantiere. În șantiere și în alte baze ale noastre, având mai multe baze, dar aici în avem birourile, birourile, Anieș, da, aici avem birourile principale. Fabrica de cherestea, văd. Da, o stație de betoane mobilă și o stație de betoane fixă. Stația de betoane de la Ilva Mică. Asta o vedem acum. Da. Mm-hmm. Da. Da. Deci servim Valea Someșului. Aceste stații de betoane mobilă, care în momentul de față se află la Botoșani. Este un șantier în derulare. Da, da, da. Am văzut că... Da. Bun. Asta baza de la Năsăud. Baza de la Năsăud. Stație de betoane și stație de asfalt Aman Global, Aman Easy Batch 90. Da. În urmă cu 4 ani de zile am achiziționat-o și ne mândrim cu ea. Am văzut cu ea am început asfaltările. Generație, da. Da. Este o stație mică, dar ne-am descurcat, ne-am dus șantierele la capăt cu ea. Da, este impresionant într-adevăr ce a crescut compania. Și văd că, într-adevăr, sunt investiții permanente în firmă. Se reinvestește profitul. Se poate vedea. Da, se vede cu timp liber. Ordine este unul dintre valorile care tatăl meu a încercat să le inspire angajaților și tuturor oamenilor din companie. Aici văd... Un pod. În comuna Maero, da, este un pod special pentru noi. Este un pod mai diferit, cu arc. Altă structură metalică. Iar lângă e o casă de cultură, nu? Da, casă de cultură, sală de evenimente. Sală de evenimente. Da. Tot voi. Mai multe, da, tot noi, în urmă cu vreo 6-7 ani la Maero. Comuna Maero. O să rog în regie să ne pună puțin sala polivalentă din Bistrița, să povestim un pic despre ea, că e un proiect. Aici avem o lucrare hidrotehnică. Bun. Cu care ne mândrim, de a fost două lucrări hidrotehnice, niște lucrări foarte mari, care le-am terminat în timp record, în timp de 4 luni de zile. Da. Au fost o provocare foarte mare. Valori foarte mari. Și le-am terminat într-un timp foarte rapid. Au fost o mobilizare extraordinară. Au fost 20 de excavatoare, 40 de bascule. Au fost o... Da, deci... A fost o provocare. Adică a fost o lucrare foarte mare și a fost o presiune mare, dar am terminat și am dus la bun sfârșit, ca să zic așa. Da.
Unde a fost? În ce localitate? În județul Bistrița, pe Valea Budac. Pe Valea Budacului? Da, aici peste de alta. Mm-hmm. Deci aproape, nu da, e aproape, da. De noi. De unde sunt două lucrări. Asta e lucrarea mai, care o vedem, e lucrarea mai mică și este și lucrarea mai mare. Aici vreo... Au fost două proiecte. Mm-hmm. Unul mai mic și unul mai mare, dar a fost, termenul de execuție a fost foarte scurt, ca să mă înțelegeți. A fost o presiune foarte mare, dar am reușit să o ducem la bun final. Iată, aceasta este sala polivalentă, nu? Da. Te este în derulare. Să ne spui câteva cuvinte, că e un proiect important. Este cel mai mare proiect al nostru pe civile și este și civile și industriale. A început în anul 2019. În momentul de față avem 75% stadiu fizic și lucrarea se va termina anul acesta în vară. Iunie, iulie, cam pe acolo. Deci cam 70% este 75, făcut? 75, da. Da, și în momentul de față și astăzi se lucrează pe șantier cu 50 de muncitori. Eu am văzut niște poze, erau deja terenurile de tenis, erau făcute, erau aprinse niște lumini, nu știu de ce nu le mai vedem, da? Poate o să le găsească Paul și le pune și acelea sunt gata. Sunt terenul gata, exterior de fotbal, de tenis, de basket și pistele de atletism. De atletism, uite, și se vede că și hala pe măsură ce avansăm. Acum suntem mai înaintați. Suntem mai înaintați. Și tâmplăria exterioară pusă. Da. Aici este centru de cazare, sunt 30 de camere. Este un mini hotel unde sportivii se vor caza, echipele de handbal. Este chiar un proiect foarte interesant și greu de asemenea a fost, nu? Da. Da. Când o să-l finalizați? Poate mi-ai spus, dar n-am fost atent. Da, anul acesta. Anul acesta. Iunie, iulie. Inclusiv drumurile care... Tot. Deci tot. Se va poate... Da, uitați. Da, asta am văzut. Se vede aici, este foarte frumos. Da. Este gata și iluminatul public pe lângă terenul exterior. Și zici că din iunie, iulie vom putea merge, vom putea ajunge mai ușor decât putem acum. Acum, normal, fiind în lucru, e complicat de ajuns. Da, da, o să fie, este, noi o să o predăm Consiliul Județean. Consiliul Județean o să o gestioneze mai departe, dar o să fie, este o lucrare mare și o să fie o mândrie și pentru județul nostru, Bistrița. O să avem așa o sală frumoasă, echipa de handbal o să aibă condiții mai bune. Da. Okay, să vină mai multă lume, credem, după aia, la meciuri. Sunt condiții mai bune. Poate mai și să încurajeze echipa. Poate vă mai și câștiga cu ocazia asta niște meciuri. Da, știam că face treabă bună. Face treabă bună, da, uite că în ultima vreme, din păcate, au mai avut și probleme. Se întâmplă oricui, nu poate fi nimeni doar foarte bun tot timpul, nici măcar... Da. Echipele foarte mari și în care se bagă mulți bani. Daniel, haide să revenim puțin. Deci, aș vrea pentru ascultătorii noștri și pentru mine, spun că și eu sunt curios să aflu. Fă-ne o mică istorie a companiei. Cum a început tatăl tău? Care este avantajul? Președintele grupului de firme, Sece Frasinul, care este Traian Larionesc, este tatăl meu. Da. Și mă mândresc cu lucrul acesta. El în tinerețe a muncit în domeniul forestier. Uh-huh. A lucrat în domeniul forestier, a deschis compania domeniul forestier. Pe parcurs are el o vorbă, a diversificat business-urile, are el o vorbă să nu pui toate ouăle în același coș, a diversificat business-urile când a simțit că este momentul potrivit și acum frații nu face doar construcții. Uh-huh. Eu de 3 ani de zile m-am întors în companie, m-ați întrebat dumneavoastră, m-am întors că îmi place ceea ce fac, sunt inginer de drumuri și poduri, îmi plac provocările, m-am întors cu drag, am adus o echipă tânără cu mine, am adus câțiva colegi de facultate. Da, este interesant, am adus acest lucru. Mai mulți, vreo 5-6 colegi și de grupă și care am fost colegi de an. Și suntem o echipă tânără, o echipă ambițioasă. Foarte frumos. Care lucrăm în echipă.
munca în echipă este... argumente suprem. Da, nu? Da. Și forța de grup, resursa umană. Noi este una din politica firmei și un principiu să muncim în echipă, să... O să te rog, Daniel, apropo de drumuri, știu de proiectul vostru foarte interesant, cel de care oarecum revoluționează construcția de drumuri. Un asfalt mai rezistent, ați făcut voi o probă pe drumul județean. Te rog să ne explici un pic despre acest proiect, să ne spui despre acest proiect, pentru că este foarte interesant și poate fi un nou început pentru drumurile din țara noastră, pentru modul de realizare. O să te rog povestești. Tronson inovativ. Așa. Anul trecut, în anul 2021, în decembrie, am recepționat drumul Cociu Mocot Zagra. Este o lucrare de mare de drumuri. Am recepționat-o, cea mai mare a noastră până acum care am recepționat-o. Și acolo am realizat un tronson inovativ de 1,8 km, o bandă, nu tot drumul. Drumul are 24 de kilometri. Am realizat un tronson inovativ pe cheltuiala noastră. A fost... deci ne-am asumat aceste costuri. Și am folosit un bitum, mai special un bitum din Ungaria, de la MOL, un bitum aditivat cu polimer de cauciuc. Și este un asfalt mai de calitate. Și... care este avantajul față de asfaltul obișnuit, să zicem? Este un asfalt calitativ mai bun și bitumul este, are în componență cauciuc, polimer din cauciuc, este prietenos și cu mediul, adică cauciucurile s-au mărunțit și s-au cu bitumul. Da, biluțe de cauciuc s-au mărunțit și bitumul acela este mai scump și are o durată de viață mai lungă. Mai lungă, adică și... o durată de viață mai lungă, cu câțiva ani, față de bitumul normal. Normal, și am înțeles că și frânarea este mai sigură. Da, un pic, are o aderență mai bună. O aderență bună. Mai bună. Da. Acest bitum, cum îi spunem, este făcut deci de către MOL. Da, în Ungaria, da. În România nu mai sunt. Noi de ce oare nu putem face în România? Că nu mai putem, avem unde. Putem face, dar nu mai facem. Nu pot, cam... Putem, dar nu prea vrem, nu? Da, da. În România, nu. Noi comandăm bitumul de producție de asfalt la grupul de firme și la frații. Nu, eu mă ocup personal. Așa. Și știu ce probleme întâmpinăm. Bitumul se comandă cu 3 zile înainte. Dacă am nevoie joi, comande luni și nu, sau de marți și nu tot timpul sigur că vine. Deci bitumul vine de afară și este și foarte scump. Bitumul dă 60% din prețul unei tone de asfalt. Bitumul are o relevanță foarte mare, este foarte, foarte scump. Da, eu țin minte, cu toate că nu sunt în branșă, dar am urmărit evident de-a lungul timpului și aceste lucruri, eu țin minte că se făcea în România bitum. Da, se făcea. Ai prins și tu, nu? Tu n-ai prins deloc? Nu. Nu știu. Știu mai multe la suplacul de Barcău. La suplacul de Barcău. Mai multe locuri și bitum foarte calitativ, dar s-a închis și cumpărăm de afară ca să fie... să fie treaba bună. Să fie treaba bună, da. Da, mă rog, nu mai comentăm că ne stricăm cheful. Da. Vorbim de... să fim pozitivi, să vorbim pozitiv, pozitive. Că suntem la radio de bine, că altfel dacă nu eram la radio de bine... Puteam spune mai multe, da. Intrăm și în... Spune-mi, uite, văd aici încercări de laborator. Ce înseamnă acest lucru mai concret? Noi avem laborator de gradul 2, avem ce 3 fete... acest lucru de gradul 2? De gradul 3, gradul 2, gradul 1. Ce încercați? Betoanele? Da, nu? Betoane, asfalt, materialele, agregatele. Este o... se fac multe determinări și pe calitatea asfaltului, betonului. Noi, fiind o companie mare, ținem mult la
calitatea materialelor care le punem în execuție. Noi avem documente de calitate, facem probe, adică da, facem, încercăm să tot timpul să ne îmbunătățim produsele, dacă ne verificăm pe noi tot timpul. Verificăm ceea ce producem noi. Bine, lucrurile sunt foarte, sunt destul de și avem lucruri asumate. Da, reglementate în acest domeniu. Deci nu-i o joacă, pentru că evident e vorba despre viața oamenilor și produse. Noi, produse care noi și vindem beton. Produse care vindem noi beton. Asigurăm clienților noștri o calitate superioară. Și faceți încercări și pentru terții, nu, dacă e cazul în laboratoarele voastre. Că nu toată lumea are, că nu-i simplu să faci un astfel de laborator. Nu e simplu. Și pentru că a venit vorba de... Foarte multe documente să te autorizezi. Exact, autorizarea plus, trebuie să și știi plus să... costurile și aparatele. Aparatele unui laborator sunt foarte costisitoare. Este o întreprindere costisitoare, ca să zic așa, partea de încercări. Știu acest lucru, cam în orice afacere este așa. Unde compania are laboratoarele de încercări, de obicei face și pentru alții, pentru că are capacitatea asta. Spune-mi, în afară de laboratorul de încercări, spune-mi un pic ce alte echipamente mai aveți. Am văzut, deci, două stații de asfalt, da? Da, una fixă, una mobilă. Trei mobilă. Stații de betoane. Trei stații două de betoane. Fixe, una mobilă. Plus multe utilaje performante. Avem autogredere cu GPS-uri. Da. Avem, aici vorbim de planitatea drumurilor. Înainte de a turna stratul de asfalt, utilajul esențial este autogrederul. Și am investit în autogreder și în echipamente speciale și performante, GPS-uri de la Topcon, și facem proiectul la drumuri și încercăm să asigurăm o planeitate cât mai bună. Aici sunt niște termeni tehnici, supraînălțări în curbe, să fie, deci lucruri tehnice. Da, să fie o calitate a lucrărilor cât mai mare. Aveți cam tot ce trebuie, deci rare ori sau poate niciodată nu închiriați sau luați foarte la alții. Politica firmei, Frasinul, cea grupului de firme, este noi reinvestim tot timpul profitul să lucrăm cu utilajele noastre, prea puțin să închiriem sau să cumpărăm, doar când suntem nevoiți. Da. Da. Poate chiar să dați voi la alții în caz de ceva, dacă e cazul mai degrabă decât să... și am văzut multe camioanele sunt pentru transport pământ și toate cele, nu? Da, multe bascule, camioane, de exemplu, transport agregate pentru straturile drumurilor, pentru asfalt, piatră, pentru asfalt, da. Da, deci am văzut o bază foarte mare de echipamente și tot crește. Încercăm pentru... să profitul președintele grupului de firme, tatăl meu Traian Larionesi, el reinvestește profitul în utilaje performante, în echipamente pentru muncitori, în tehnologie, programe de office. Noi încercăm să tot timpul să reinvestim profitul și să fim cât mai competitivi, să facem lucrări de calitate, să asigurăm oamenilor utilaje performante, pentru că și un angajat sau un șofer sau un operator de pe un utilaj sau de pe un excavator lucrează cu drag când lucrează pe un utilaj de un an sau nou. E o diferență să lucrezi pe un utilaj de 10 ani sau de un an, pentru că poți să faci treabă, și noi încercăm să oferim angajaților noștri utilaje bune ca să facă și ei treabă bună și să-i putem plăti bine, să asigurăm salarii să fie mulțumiți. Da. Și pentru că veni vorba despre oameni, despre... Să fim și eficienți. Despre echipa cu care se lucrează, bănuiesc că sunt persoane care sunt alături de tatăl tău chiar de la început, nu? Sunt astfel de persoane. Da. Care încet, încet au devenit familie, pentru că știu asta și eu foarte bine în astfel de activități în care se implică șantier, deplasări, deci stai mai mult la serviciu decât cu familia ta. Și spune-ne câteva cuvinte, în primul rând, câte persoane sunt angajate în tot grupul? 700 de angajați. 700, mă ia cu fiori pe mine, numai când mă gândesc la ziua de salarii, ce e acolo, ce
stres și ce presiune. Da. 700. Asta este una și unde, că mă întrerup. Da. Dintr-una dintre cheile succesului sau secretul. Resursa umană, cum spunea și un mare om de succes, dacă ai grijă de angajații tăi, angajații tăi vor avea grijă și ei de clienții tăi mai departe. Și tatăl meu are darul acesta de a face echipă și de a lucra foarte bine cu oamenii, de a motiva și plus seriozitatea care a dat dovadă în business. La compania SC Fraților și la grupul de firme nu există să întârziem salariile sau să nu fim serioși cu angajații noștri, să noi motivăm, corect, să-i plătim cum trebuie și să... Vedeți, acum este foarte greu să ții oamenii. Știm cu toții că România este o țară care exportă forța de muncă. Știm cu toții că lumea pleacă afară la muncă. E foarte greu să clădești un business cu atâtea sute de angajați dacă nu ești serios și nu îi plătești la timp și nu... Da. Da, nu funcționează altfel, sigur. Și pentru că am ajuns în acest punct, spune-mi un pic și despre cei 30 de vietnamezi pe care i-ați adus în companie. Da. Este un proiect pilot în județul Bistrița Năsăud. Mai sunt și alte firme. Suntem prima firmă de construcții care am adus muncitori străini în anul 2018, împreună cu unchiul meu, Pavel. Am mers împreună în Vietnam, am stat câteva zile, am văzut cum e treaba pe acolo, am selectat niște muncitori, ne-am întors acasă, am făcut documentele necesare, am adus în anul 2018 30 de muncitori vietnameși. În momentul de față mai avem 10. Doar 10 mai sunt? Da. Da, ei sunt de la început. O au și plecat pe parcurs. Ne plac provocările, tatălui meu îi plac provocările. El, bineînțeles, eu am făcut aceste lucruri sfătuindu-mă cu el și el evident, a decis. Da, îi respectăm, îi plătim, sunt mulțumiți. Cum lucrează? Lucrează foarte bine, nu? Lucrează binișor, da. Își fac treaba. Da, își fac treaba, sunt mulțumiți. Și unde locuiesc ei? I-ați ajutat voi, centre, nu? Da, bineînțeles. Unde? Le asigurăm cazare, transport, mâncare. Le asigur, da. Năsăud sunt cantonați sau unde? Au fost în Năsăud, acum sunt la Anieș. Unde la Anieș. Atelierile auto și... Aha, le-ați făcut dormitoare, da, și da, tot au ce condiții, trebuie. Au condiții... Decente. Decente. Iar ei își trimit banii acasă, așa e? Mare, da, parte. Ei au două carduri. Unul la ei, unul în Vietnam. La familiile lor și familiile lor. Deci ei sunt angajații noștri. Da. Încercăm să-i tratăm egal ca și cu românii. Sunt, imediat au 4 ani. O să aibă când o să plece. O să plece mai la toamnă. O să aibă 4 ani de zile. Ei au rămas că au fost mulțumiți și le-a plăcut. Altfel nu rămâneau. Da, da. Și zici că sunteți mulțumiți de ei în principiu, nu? Da, da. Își fac treaba binișor. Da. Da. A fost greu, dar... Crezi că asta este o variantă de lucru de a aduce muncitori străini sau este o doar parțial când e nevoia, când e cererea foarte mare și... Bă, este... Nu știu dacă ați văzut acum recent, am citit și un articol pe Ziarul Financiar, s-a dublat numărul, guvernul României a dublat numărul, 100.000 de muncitori străini se pot aduce anul acesta. Este un număr, da. Da, noi când am adus în 2018, cred că erau 25.000. Da. Deci toate, multe firme din România și nu numai firmele de construcții, alte companii în producție, aduc muncitori străini pentru că nu găsești forță de muncă. Noi am adus pentru a putea termina proiectele avute în derulare. Aici vreau să scot în evidență lucrul acesta. Firma Frasinul în anul 2020 a avut 25 de lucrări recepționate, dintre care de 3 proiecte m-am ocupat eu personal. În anul 2021 am avut 10 lucrări recepționate, iar în anul 2022 avem mai multe lucruri în execuție. Ce vreau să scot în evidență? Politica firmei este de a termina lucrările în termenul de execuție. La noi nu există lucrare să nu se termine în termenul de execuție.
Adică este un respect față de beneficiari, primării, consilii județene, cu cine lucrăm, să le terminăm lucrarea în termen de execuție, să nu aducem lucrarea mai mult decât da. E cazul. Asta ar fi, să zicem, un avantaj. Și nu este ușor, nu este ușor acest lucru. Sunt convins și atunci aveți nevoie de forță de muncă, să vă puteți baza pe ea. Și cum se întâmplă că asta este, era normal să ajungem la un moment dat în situația asta, situație în care forța de muncă să plece în căutarea de slujbe mai bune, de ce nu, este voie, este legal, este normal, este moral, și atunci, evident, este nevoie să suplinim acest exod al forței de muncă cu alți muncitori. Uite, iată, contingentul mărit, am citit și eu, într-adevăr, 100.000 de oameni. Până acum era, într-adevăr, sub 30.000. Da. Când ați făcut voi. Aceasta, deci, ar fi, să zicem, această încadrare în termen a lucrărilor. Ar fi unul dintre avantajele competitive ale firmei voastre, nu? Da. Pentru că beneficiarii sunt mulțumiți, nu? Da, ei doresc când un constructor câștigă o licitație sau semnează un contract de execuție, să se termine acea lucrare în termen de execuție. Da, e normal că altfel apar costuri suplimentare, nu? Plus pierdere de timp. Da, da, este respectul față de beneficiarul lucrării. Da. Adică fiecare primată, ca să primești respect, trebuie să oferi respect. Asta este politica firmei. Încercăm să terminăm lucrurile în termen pentru a și ține mult la calitatea lucrărilor. Imaginile care da. Vi le-am dat și dumneavoastră și vorbesc de la sine, sigur că videourile, da. Da. Sunt lucrări tehnice. Aici avem lucrare hidrotehnică. Da. Și iată, citeam și eu în pregătirea emisiunii noastre că județul Bistrița-Năsăud are în total o rețea de 700 km de drumuri. Da. Din care, prin accesarea de fonduri europene în general, sunt în curs de modernizare sau deja modernizați circa 600 de kilometri. Ceea ce este foarte bine. Foarte bine, adică 90% aproape din totalul rețelei de drumuri este reabilitată, modernizată, chiar o premieră, aș putea spune. Și într-adevăr se cunoaște că în județul Bistrița-Năsăud partea de drumuri, de asfaltări a fost bine coordonată și bine managerizată. Acum, părerea mea este că acolo ce se vede, Daniel, partea aia mai neagră, așa, ce era? Era un râu? O mică problemuță. Aici avem o lucrare hidrotehnică, lucrarea cea mare de care v-am povestit, care așa. Am terminat-o, am avut un termen foarte strâns, 4 luni de zile. Lucrare de o valoare foarte mare, care aha, deci era a fost ceva, o presiune foarte mare, da. Era ceva apă sau da. De acolo de nu. Cu utilaje, da. Este filmarea de uite, surf. Cum m-ai indus un pic în râu, dar nu-i nimic. Văd aici acestea că sunt râurile. Da, vedeți că sunt amenajate și pământurile sunt aluzate. Exact. Revenind la județul Bistrița-Năsăud, acum, după partea aceasta de, dacă s-a realizat 90% din rețeaua de drumuri, cu siguranță o să facem și ceilalți 10%, nu e asta o problemă. Cred că acum este nevoie ca Consiliul Județean să se ocupe și de celelalte lucruri. Adică, bun, am făcut drumurile, probabil facem canalizări sau sunt făcute, gaz, să avem lucrurile esențiale să le avem realizate, dar trebuie după aia să mergem mai departe un pic și să facem infrastructura de afaceri, adică să mai ajutăm și tinerii antreprenori să facă și ei ceva, pentru că și ei aduc plus valoare. Ok, văd aici că sunteți, datorită echipamentelor pe care le aveți și a personalului calificat și, mă rog, aveți capacitatea de a turna 2000 de tone de asfalt zilnic? Zic bine? Da,
cu cele două stații de asfalt în paralel. În paralel, ceea ce înseamnă 6 km finalizați pe zi. Da. Bun. Foarte frumos. Deci foarte bun. Eu zic că e un scor bun așa, nu? O performanță. Și apropo, spune-ne puțin, ce părere ai tu ca inginer de drumuri la Frasinul? Vom face vreodată autostrăzile astea cu care pe care le așteptăm de atâția amar de ani? O să le facem, dar de exemplu, Frasinul, România sunt... ar fi pregătită să facă, să contribuie la realizarea autostrăzii? Da, bineînțeles. Avem de gând lucrul acesta, să participăm în perioada următoare la licitații de autostrăzi. Ne plac provocările, ne plac că tocmai de aia am făcut aceste investiții în utilaje, în baze de producție, în personal, în tehnologie, pentru a putea evolua și pentru a putea face lucrări din ce în ce mai mari. Și mai complexe. Da. Și ați putea ajutorul lui Dumnezeu, în câțiva ani sperăm să câștigăm și un lot de autostradă. Aici voiam să ajung și eu să te întreb, crezi că îl poate duce firma singură sau poate în consorțiu cu alte companii? Vorbim acum foarte teoretic, desigur. Depinde aici de ce valoare vorbim. Ce valoare un lot de autostradă poate avea și de la 20 de milioane de euro până la 200 de milioane de euro. Au fost și loturi de autostradă, bucăți micuțe, de 30-40 milioane de euro. Până într-o 100 de milioane de euro am putea face singuri. Voi singuri? Da. Cei peste într-un consorțiu? Peste, da, da. Într-un consorțiu cu alte companii? Da. Avem o relație bună cu firmele din județ. Cu Dimex lucrăm împreună la un șantier. La Botoșani lucrăm în consorțiu și este o firmă pe care o respectăm și cu care am colaborat bine. Da. Văd că județul nostru are câteva firme de construcții. Da. În județul nostru s-a cam terminat cu lucrările mari de infrastructură. Chiar dumneavoastră spuneați că s-au modernizat aproape, domnule județene. Și mergem la licitații în alte județe, mergem la... Noi lucrăm în mai multe județe și... Și asta era o întrebare. Cum câștigați proiectele? Sunteți tot timpul pe SICAP, nu? Da, avem două birouri de ofertare, avem ingineri, avem oameni foarte buni, foarte profesioniști, la care am învățat foarte multe lucruri și eu. Mă bucur că am astfel de colegi, de la care, cu experiență, care doar asta fac. Avem două birouri de ofertare care doar asta fac, ofertează, da, lucrări. Documentație. Da, documentație. Întreb acest lucru pentru că știu că este un lucru foarte complicat și birocratic. Sunt documente așa, vrafuri. Da. Deci este cineva care monitorizează tot timpul SICAP-ul, vede ce solicitări apar și, bineînțeles, cele două echipe fac documentația și participă la licitații. Uneori câștigați, alteori pierdeți. Asta este. Da, bineînțeles. Nu este nimeni tot timpul. Aici este prețul, de multe ori dictează. Prețul, și da. Aici noi încercăm să mergem sus, adică nu, noi lucrăm, vrem să lucrăm și bine, să facem și un profit corect și să facem lucrare de calitate. Nu încercăm să, îmi scapă termenul acela acum, să subevaluăm lucrările. Să subevaluați lucrările. Să luăm o lucrare și după ce o luăm, după ce semnăm contractul, să avem probleme, să fim supărați în loc să fim bucuroși. Da, mulți rezolvă prin contracte subsecvente, dar nu e în regulă. Adică, știi și tu foarte bine, câștigă cu 10 lei și după aia zice, bă, trebuie să mai întrebe, că nu pot să termin și mai fac, să mai face un contract. Nici nu mai știu, da, dacă mai e. Da, și de aici apar legal. Și întârzierile, sau apar multe probleme cu autoritatea contractantă. Această situație neplăcută, Daniel, a apărut pentru că în documentația... Aici este o problemă, ar trebui reglementată, să conteze cel mai bun alte... raport calitate-preț. Da, da, calitate-preț. Ăsta este fie doar indicatorul, preț, da. Nu prețul cel mai mic. Că prețul cel mai mic ajungem în această nebunie. Da, noi românii de multe ori vrem să lucrăm ieftine, bine și repede. Așa nu ceva există. Nu există. Nu există așa ceva. Dacă trebuie să gândim altfel.
Țin minte că acum câțiva ani, pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă numai în domeniul construcțiilor, se întâmplă și în domeniul serviciilor și, mă rog, și la, adică prețul cel mai mic. Și am, împreună cu alți colegi, am făcut o petiție către autoritatea care reglementează licitațiile publice din România și am solicitat cu argumente să avem, să se înlocuiască prețul cel mai mic, ca și criteriu de adjudecare, cu cel mai bun raport calitate-preț. Și s-au mai făcut câțiva pași, totuși, dar nu, marea majoritate a rămas cu prețul cel mai mic. Da, nu. Nu? S-au făcut vorbe, fapte mai puține. Mai puține. Păi, așa e frumos. Haide, acum că ne apropiem de ultima parte a emisiunii noastre, haide să vorbim puțin, să ne spui despre cum vezi tu anul 2022, cum vezi următorii 3, 4, 5 ani din punct de vedere al companiei Frasinu, al grupului. Compania Frasinu anul, pentru anul 2022 are asigurate lucrările pentru a, pentru același ritm ca anul trecut. Anul trecut am avut un ritm bun. Un ritm bun. Am lucrat foarte mult, am avut un volum foarte mare de lucrări. Anul trecut am recepționat cel mai mare drum al nostru, un drum de 24 de kilometri. Anul acesta avem lucrări contractate și pentru până la jumătatea anului viitor. Și în continuare mergem la licitații pentru a câștiga noi contracte, pentru a avea ce leta de muncă, pentru a avea ce munci în continuare, pentru a avea ce leta de muncă la să, oameni să în continuare. Să faceți meseria, fiecare da. Să-și facă meseria. Da. Eu, uite, am scos și eu niște date privind piața construcțiilor din România și vreau, chiar voiam să le discut un pic cu tine. Zicem așa, că cifra de afacere a sectorului de construcții, și aici vorbim în primul rând despre construcții de clădiri, inginerie civilă și lucrări speciale de construcții, a crescut cu aproape 30% în 2021 față de 2020 și a depășit cu 40% nivelul din 2019, ajungând la frumoasa cifră de 108,7 miliarde de lei. În 2021. Se pare că în 2022 se vorbește de o previziune de peste 125 de miliarde de lei, cifră totală de afaceri în acest domeniu. Ce părere ai? Înainte de a spune părerea, vreau să-ți mai spun că în România sunt 80.000 de companii care au legătură cu construcțiile. Aceste 80.000 de companii angajează undeva la aproape 400.000 de oameni. 400.000 de oameni, deci nu e chiar puțin. Și, mă rog, profitul net este undeva la între 8,5 și 10%. Depinde foarte mult cum se fac calculele. Domeniul construcțiilor a funcționat bine și pe perioada pandemiei. A fost unul dintre motorul economiei a României. Exact, așa este. Și trebuie încurajat în continuare. Aș vrea să adaug niște lucruri. Domeniul construcțiilor acum suferă niște modificări foarte mari, adică materialele de construcții s-au scumpit foarte mult, s-au dublat, sau unele cu 50%, unele cu 80%, unele s-au dublat. Fierul s-a dublat, cimentul cu 50% s-a scumpit, toate materialele de construcție, și este o problemă. Tocmai de aia au crescut foarte mult și domeniul imobiliar. Da. Domeniul imobiliar a cunoscut niște prețuri, niște creșteri de prețuri foarte mari. Grupul de firme Frasinu vrea să dezvolte niște proiecte imobiliare în perioada următoare. Și am analizat această nișă și am observat o creștere a prețurilor și automat și a locuințelor. Și în domeniul drumurilor, în toate domeniile. Toate domeniile. Afectează creșterea materialelor de prețuri. Da, da. Într-adevăr, care crezi că este cauza acestor creșteri?
importante de la materiile prime, la materialele de construcții? Ce părere ai? De ce au crescut în felul atât de mult? Au crescut. Când a venit și pandemia, au fost... Nu știu exact să vă dau un răspuns concret. Poate o părere personală, nu știu dacă... O părere personală voiam, sigur. Nu neapărat că nu putem noi să... A crescut, să îți dau așa un indiciu și să discutăm și faptul că a crescut foarte mult transportul pe mare, transportul pe șosea, transportul feroviar, totul a crescut pentru că, desigur, au crescut combustibilii foarte mult, fulminant a crescut și vedem asta și noi în calitatea noastră de consumatori casnici, că sunt niște prețuri de... Da? Vor mai reveni prețurile la cele dinainte sau de acum trebuie să ne obișnuim? Nu? Nu prea, nu? Nu știu ce să zic. Cred că o să rămână. Să rămână. Pentru o perioadă de timp. Da. Mă rog. Am zis să dau și niște exemple de companii mari din România. Bănuiesc că le știi, dacă nu, sigur le... Ai auzit de ele? Le știu. Sunt foarte informat în domeniul construcțiilor. Mă pasionează și citesc foarte mult. Astaldi, nu? Da. Bogart. Bogart e firmă românească, firmă românească. Astaldi Strabag, este firmă trăină. Italieni, Strabag austrieci. Austrieci. Erbașu. Da, este... Bun. Avem o relație bună cu firma Erbașu. A rămas fiul domnului Erbașu. Da, domnul președinte Cristian Erbașu, Cristian, pe care îl salut cu această ocazie. Avem... Îl și cunoști, nu? Îl cunoști. Da. Da. Tatăl meu îl cunoaște mai bine. Avem o relație bună. Ne-au ajutat în anumite proiecte și ne-am ajutat pe ei și sperăm să mergem împreună la avem licitații și... mai mari. Avem și în asociere. Și am mers la niște licitații, dar... Ați avut proiecte comune, nu? Da, și suntem la câteva licitații aflate în derulare în alte județe ale României, niște lucrări mari, care mers în asociere cu Erbașul. La un moment dat, știu foarte bine că în Bistrița avem o fică a companiei Strabag, poate îmi spui tu... Da, Arele. Arele, așa. Domnul Dan... Mihalcea. Au construit parcul industrial, i-au câștigat licitația pentru construirea parcului industrial din Sărata. Da, acum recent? Nu, în 2014 s-a întâmplat asta. Da, este o firmă serioasă, Arele. Foarte serioasă, asta vreau să zic, că în Bistrița, Năsăud, în județ, sunt firme foarte serioase, foarte serioase. Cel puțin jucătorii de top ieși din comun. Așa încât... Da, deci, spune-ne câteva cuvinte, Daniel, în final și despre proiectele tale personale de afaceri, pentru că ești și tânăr antreprenor, nu ești doar... Eu în grupul de firme Frasinul mă ocup de producția de asfalt și de muncitorii străini. Deci asta... Și am înțeles... Urmează un proiect imobiliar. Un proiect imobiliar pe care totul vei coordona, nu? Da, da, așa îmi doresc. Acum să vedem ce o să fie. Eu zic că o să fie bine. O să fie bine, nu? Nu există variantă decât să fie bine. Da. Daniel, eu vreau să-ți mulțumesc, dragul meu, pentru disponibilitatea de a participa și de a ne aduce astfel de informații foarte interesante și, într-adevăr, ieșite din comun. Și eu am fost curios, am citit și eu despre firma Frasinol, îmi pare bine că ne-am și cunoscut cu această ocazie. Dacă vrei o ultimă frază, o ultimă propoziție să le spui ascultătorilor noștri. Mă bucur că am fost în seara aceasta aici și doresc la toată lumea un an cât mai bun, un an 2022 cât mai bun și să fim pozitivi și să trecem cu bine prin această perioadă grea pentru toată lumea. Mă refer la de când a venit perioada de COVID și de pandemie, să fim pozitivi și să mergem înainte, să fim luptători. Se pare că totuși suntem în plin val 5, într-adevăr, dar cred, toată lumea crede că totuși nu va mai ține atât de mult și vom reveni cât de cât la o normalitate pe care o așteptăm iată de atâta vreme. Suntem deja într-al treilea an de pandemie. Da, deja ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit.
Și de asta mi este cel mai teamă când ne obișnuim. Mulțumesc, Daniel, încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc toate cele bune. La revedere! Societatea Frasinul susține Binele pentru Comunitate la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!